לפעמים הקשי עברי הוא פרודוס סקונדר על אבולוציה הומנית. קשי ציגלנו עם פשטה מוזיקה, דנו מהן מסור אין כאלה שהמוזיקה פרמיטה סדן סזר. קריאו לפעמים, קשי הנגלי לא לסתקו ציל פוצין או טריים הם המקדקת על ברבטו. פרמיילה נוסם אפל דנלטה דפוטרנית שדה אביל אקה ברבטו. אינן הוא פרפוטה פרקטיקה נשעת על מיטה מסעי. אינן פות פי מינל, פילוס דאביואנה, שופר דקוסה, ניש מקר מוקטר פרופסיוניסט, אולכת דבינה. ארגת יו פמי, גרבציה סנצ'ימי מרבוקת הרסה זה שתי. פמי לנאות שכאותן ארט. אלה נשתיו ניסה סקרי, ניסה פיקטז, ניסה קומפונה מוזיקה, דקלה ניבלו לג'ר, על אנטרצין ראוני מדיו פלקות אין קאסה, ולא פמי לא תמיד צנות אין קאסה. זה שוות את האדוקציה קופי לא עבלו, דשית שם אמר אדוקטור טוב גרבציה, פוס שסת זה שתי. פתו כפמי לה סנטין קפבילת אבסטרקטיזרי. פמי הסתה פוקותה נומי פנטרו פרוקריאסה, זה בדקלה דין הנומית אורגנה, דין טופ trebuie să iubesc sexul. De aceea nu trebuie lăsate să exagereze. Ca și câine trebuie ținute la respect, cu mâna foarte. Ca și ei trebuie dresate de mici, fetițele mai ales. Sunt niște animale foarte periculoase. Nu vă lăsați înșelați de greșenia lor, se vor transforma în niște mutanți, cârcotașe, cațe, cicălitoare, rele de gură. Sânile vor cădea și vor face varice. Trebuie să vedeți în orice fetiță femeia care va deveni nu peste mult timp. Din păcate, statistic vorbind, femeile trăiesc mai mult decât bărbații, asta și datorită faptului că femeile nu se sinucid de aproape niciodată. Ele nu sunt în stare să asimileze valoarea. Nu știu ce înseamnă modestia, discreția, onoare, muncă, suferința. Ele nu suferă, ele mimează suferința. De aceea, spre deosebire de bărbați, știu foarte bine să plângă. Femeile ar trebui închise în rezervație. Ele ar trebui ajutate să se dezvolte, hrănite, aduse până la o anumită vârstă ideală procreierii, apoi pe la 40-45 de ani odată ce și-au terminat menirea, ar trebui eutanasiate cu blândețe. Orice bărbat merită să aibă în patul lui femei între 15 și 30 de ani. Cele peste 30 de ani vor fi date bărbaților care nu mai pot procrea ca să se mai distreze și ei cu ceva. Dar nicio femeie peste 45 de ani nu merită să mai trăiască. Ele nu aduc decât nefericire bărbaților lor și împiedică să trăiască lângă cele mai tinere exemplare ale speciei. Femeile nu se deosebesc între ele. Nu contează ce alegi, până la urmă tot acolo ajungi. De aceea nici nu are rost să prea curvești.